Și avem o informație de ultimă oră. Mergem în direct în centrul capitalei, pe Splaiul Independenței, unde traficul este complet blocat la această oră de un protest organizat de partidul lui George Simion. Despre ce este vorba? Ne spune colegul meu Valentin Stan în direct acum cu noi. Valentin, te ascultăm. Da, Mihaela, în urmă cu aproximativ 30 de minute, sute de susținători ai partidului AUR au venit în centrul capitalei, lângă sediul Autorității pentru Supraveghere Financiară. Este un protest, o să vedeți pe oameni în spatele meu, sunt nemulțumiți de prețurile RCA-urilor în primul rând. L-am văzut și pe liderul AUR, George Simion, care era alături de toți protestatarii. Au mers împreună pe Splaiul Independenței, traficul a fost blocat, liderul AUR mergea la oamenii care se aflau în mașini și discuta cu aceștia, practic cu toții, toți pe care îi vedeți în imagini, mergeau pe șosea printre mașini, au încercat polițiștii de la rutieră să ia câteva măsuri, să nu fie traficul complet dat peste cap, însă nu au reușit. Vedem că protestatarii sunt extrem de aproape de intrarea în sediul ASF, tocmai de aceea au fost trimiși foarte mulți jandarmi în zonă pentru a nu le permite accesul în sediul instituției. Este evident că oamenii își doresc acest lucru, însă până acum nu au fost incidente. Vă spuneam, sunt aproximativ 200 de oameni care au venit la acest protest, un protest organizat de George Simion. Vedeți inclusiv că este un protest organizat de George Simion. Cu siguranță că în permanență vor fi jandarmii și polițiștii în zonă pentru a se asigura că nu apar incidente. Valentin Stan, mulțumim!